Se spune că spiritul sărbătorilor se simte cel mai bine la țară. Țara Hațegului e bună oară, e una dintre acele zone unde tradițiile se păstrează ca la carte. Așa încât n-aș fi putut rata pentru nimic în lume un Crăciun petrecut aici. De aceea mă aflu la Sălașul de Sus, în județul Hunedoara. La Sălașul a mai poposit și altădată, nu odată, în alte anotimpuri, pentru Virșli și pentru Retezat, pentru povești din alte vremuri și pentru Via Transilvanica. Dar acum e vremea colindelor și a datinilor de sărbătoare și am făcut din vreme un plan cu prietenii de aici, că ăsta e locul potrivit pentru celebrarea Crăciunului. Zis și făcut, aici sunt și în plus pregătită cu tot sufletul să savurez experiența asta, despre care știu de pe acum că va fi una memorabilă. Cu retezatul pudrat cu zăpadă pe fundal, cu un soare de poveste bucurându-mi ziua. Zi pe care mi-am propus să o încep într-unul dintre satele comunei Sălașul de Sus, cel mai apropiat de munte, la o bisericuță veche și prin urmare cu atât mai încărcată de har. Lăcașul ăsta nu e atât de cunoscut precum altele, în plus aproape ascuns în mijlocul cimitirului, fără turla de odinioară, dar părintele mi-a dat coordonate precise și ne întâlnim acolo la ora dinainte stabilită. Suntem în satul Nucșoara, un sat vechi atestat încă din 1394. Și o biserică pe măsură, biserică îmi dă seama că e foarte măsură, veche. O biserică pe măsură, o biserică veche, după unii istorici de artă, Virgil Vătușanu o datează după invazia, marea invază din 1241-1242. Alt istoric de artă, ceva mai târziu, secolul 13-14, și apoi a fost datată între secole 16-18 această biserică și în sprijinul acestei datări vine că a fost găsită o atestare de abia în 1666 a bisericii. Uh-huh. Când era menționat un preot, Ola Pap, fără să-i se știe numele, care slujea în această biserică. Pictura interioară a fost terminată odată cu montarea iconostasului, care vedeți încă rezistă. Care e acela vechi, nu? A fost terminată de popa, nu știm dacă era preot, așa se semnează, aici vom vedea, în limba slavă. O să vă citesc și traducerea, care este extraordinară, în 1776. Zice așa, 1779, septembrie 17, valuri multe rădică furtuna pe mare, mai vârtos gândul omului într-o lucrare, nu atâta grija și frica începutului, cât grija și primejdia sfârșitului. Fie ce început de folos nevoința le arată, iar sfârșitul a tot lucru ia plată. Lăudat să fie a lui Dumnezeu putere, care după începutul și săvârșire și popa Simeon cu a sa zugrăvire dă lui Hristos laudă și mărire. Ce frumos! Las în urmă bisericuța veche și icoanele din alte vremuri. Îl las la treabă și pe preotul de aici. Acuși vine vremea slujbei și trebuie să-și întâmpine cum se cuvine în oriașii. Se simte în aer sărbătoare și se aud glasuri de colindători. Primește-ne casă, casă,
S-a dat așadar tonul la colindă, iar primii colindați au fost angajații primăriei Sălașul de Sus. Sunt colindătorii de la Nucșoara, sosiți împreună ca să ducă mai departe datinile străbunilor. Fiecare sat, cu tradiția și colindele sale, unele de mult pierdute, altele pe cale să fie recuperate, cât încă nu-i prea târziu. Aș mai fi stat cu plăcere să ascult colindele vechi, dar mă gândesc că vor ajunge mai târziu colindătorii și locul unde eu mă grăbesc deja să ajung, anume la prietenii mei din Țara Hațegului, pe care i-am și i-ați cunoscut în alte călătorii pe drumuri aproape. Anca și Ovidiu fac parte din Asociația de Turism Retezat și lucrează zi de zi pentru a pune pe hartă locurile astea drept o excepțională destinație de ecoturism. Cu Anca Rusu ne-am cunoscut în drumurile pe Via Transilvanica. Pe Ovidiu Bodean îl știu de mulți ani. E șeful Salvamont Hunedoara și am călătorit de câteva ori împreună. Astăzi i-am găsit în echipă acasă, adică la pensiunea pe care asociația o administrează. Și, cumva firesc, ne oprim la povești tamă în bucătărie. Drept e că ne-au inspirat și aromele gestionate cu pricepere de maestrele Gabi și Margareta. Ce mănâncă lumea în Țara Hațegului? Ce se mănânce? Cârnați. Sângerete, acel sângerete gen salam uscat, nu? Cu sânge. Deci e un cârnat din carne tăiată cu cuțitul, nu se taie la mașină, nu se amestecă la mașină. E ca un salam uscat mai gros, fără sânge, bineînțeles. Cel cu sânge e cartaboș sau lebă roșu sau alb. Cartaboș sau maioș, cum zice aici, răcituri, aite sau cum le cunoaște lumea. Aite, da, așa se numește aici. Aite, da, sau piftii, cum le, depinde de zonă. Sarme, sarmale. Fără sarme nu cred că se poate există. Crăciun, absolut, adevărat, da, nu? E ceva miroase a sărbătoare, clar. Așa, și nelipsitele gogoși sau pancove, cum mm-hmm. ziceți. Asta care e partea de dulce. Asta e partea de dulce, mm-hmm. da. Nu, deci nu ne extindem la torturi cu frișcă și tot felul de chestii. Asta e pentru alte locuri, nu? Mai clasic, da. Mm-hmm. Mai fac fetele și dulciuri, coșulețe, checuri. Cremeș, face Gabi un cremeș de faia, ia. Cam asta e meniul care îl oferim turiștilor, pentru că nu putem să venim cu Gordon Bleu sau cu mai știu ce... Sau cu pizza, Doamne cu ferește, pizza, corcofeturi, da. Nu facem rețete sau meniuri decât cele care le găsiți în comunitate. Cum le gătesc fetele acasă, așa de altfel, le gătim și aici. Doamnele pe care exact. Le, eu le zic le-am fetele, întâlnit da. Aici, fetele dumneavoastră, fetele din comunitate, adică era foarte ciudat să aduceți un șef, un master chef de master pe nu știu chef, unde, da, nu? Grozav, nu, da. Nu ar era... fi fost grozav, da. N-ar fi fost deloc. Zic eu da. Păi nu, da, vii la țară să guști meniul de aici. Exact. Ce se mănâncă aici în special, da? Rețetele de aici, de acasă și sunt foarte apreciate. Se vede treaba că tradiția se respectă ca la carte în Țara Hațegului. Și când e vorba de bucate, și când e vorba de găzduirea oaspeților. Autenticitatea e cuvântul cheie care definește această afacere altfel. Casa Cânda este o afacere aflată la început, gestionată de către Asociația de Turism Retezat, cea care coordonează parteneriatul public-privat creat în 2015 pentru dezvoltarea și promovarea destinației ecoturistice Țara Hațegului Retezat, una dintre puținele din România recunoscute în mod oficial de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. E o afacere susținută financiar de către Romanian American Foundation, cărora le mulțumim încă o dată pentru sprijinul acordat. Și este pasul pe care asociația noastră, care funcționează din 2007, l-a făcut pentru autosustenabilitatea financiară. Teoretic, dar și practic, Casa Cânda este primul model de economie socială din Țara Hațegului și cred din județul Hunedoara. Asta înseamnă că profitul obținut aici se reîntoarce în comunitate prin susținerea unor alte proiecte de dezvoltare mai mici sau mai mari în funcție de clienții pe care îi avem și în funcție de munca pe care noi o depunem aici.
Ce ne-am asumat noi, membrii Asociației de Turism Retezat, a fost munca voluntară pentru administrarea acestei afaceri. În schimb, am negociat cu finanțatorii noștri să putem avea angajați, în special oameni din comunitate, să folosim cât mai multe produse locale, să păstrăm filonul acesta de turist durabil pentru care muncim din 2015 încoace. Ne-am mai fi tot luat cu poveștile, noroc cu colindătorii, care ajunși într-un final și aici. Ne amintesc că-i musai să întâmpinăm cum trebuie sărbătoarea. Doamne, ajută sănătate și sărbători fericite! Așteptați cum cere tradiția, cu colac și pahare pline. Colindătorii sunt ospățiți mai apoi și cu o masă îmbelșugată, căci meniul despre care povestea mai devreme în bucătărie se regăsește în farfuriile oaspeților. Iar căldura din casă și bunătățile oferite dezleagă inimi și îmbie la vorbă și la colindat. Bucurie că tradiția merge mai departe, deși aflu că au fost și vremuri când s-a mai uitat, când s-a mai pierdut pe drum, îmi spune primul gospodar al satului, domnul primar, care și-a luat în serios și rolul de prim colindător. Comuna are 11 sate, în fiecare sat sunt colinde specifice zonei, tradițiile sunt asemănătoare, în sâmbăta Crăciunului se merge cu pițărăii, în sâmbătă seara ajunul se merge cu colinda, duminica din nou la biserică și feciorii merg la fetele din sat care urmează sămărite în anul următor.
De unde ați învățat voi, generația voastră? Tradiția? Generația noastră, exact cum noi îi luăm pe ei, alături de noi, așa am fost luați și noi la rândul nostru, de către cei mai în vârstă și am păstrat tradiția mai departe. S-au mai schimbat tradițiile astea în timp? Adică, nu știu, s-au mai adaptat în funcție de vremuri? Sau sunt colindele astea așa? Colindele sunt din moș strămoș. Deci, de pe vremuri, nu s-a schimbat nimic. Doar că unele dintre ele s-au mai pierdut. La noi în sat, de exemplu, la Nucșoara, s-a mai făcut călușarul, care a fost și la București, inclusiv, au ajuns, se făcea concurs acum 35-40 de ani și au ajuns în finala pe țară, în primele 5. S-a făcut și craii. Avem aici colegi care chiar au fost, au făcut parte din trupă. Dar nu știu, care e tradiția asta? Cum, ce înseamnă craii? Este tot un fel de scenetă cu nașterea Domnului. Și parte... pe care o făceați cum? Adică se vă mutați tot așa din casă în casă sau o făceați? Da, dar e o piesă mai lungă, care durează un pic cam mult și cel mai des se făcea la biserică. Deci oamenii mergeau, dar când mergeau la persoane acasă, nu făceau toată sceneta. Deci făceau doar o parte din ea, colindau fetele, mai ales băieții, iar la biserică, în prima zi de Crăciun, atunci se făcea toată sceneta. În Valea Jiului încă se păstrează. Și astăzi? Am văzut că sunteți așa un adevărat cor, adică ați cântat pe voci, v-ați dat pasa cumva unul altuia, adică nu e o simplă cântare. Da, da, și asta e o tradiție la noi, pentru că nu în prea multe zone ale țării se cântă pe două voci. Dar la noi așa e tradiția din Moș Strămoș. Și noi, alături de cei mai în vârstă, ne-am adaptat și sperăm să predăm și mai departe. Mai fi tot stat la povești și la alte colinde, dar oaspeții sunt așteptați și pe la alte case. Noi rămânem în jurul pradului, pe care încercăm să-l păstrăm tot tradițional împodobit, cu mere și nuci. Tehnica nu o stăpânim prea bine. Oamenii și împotopeau casa cu ce găseau în curte, cu gutui, cu mere, cu nuci. Cam asta era. Acum nu știu dacă fix asta era tradiția de a le așeza în pop. A, nu, asta pop, e dar ceva patentat de noi, specific sălașul. Așa, asta va fi următoarea tradiție pe care o lansăm. Bineînțeles că nu-mi iese. E, cred că iese. E? Uite, la Ovidiu a ieșit. Uite. Mai da. Simplu. Da, păi, deci da. Mie nu-mi iese nici cu slujbe. A, da, hai, uite. Hai că mi-a ieșit și mie. Dar nu-i bai, bradul e frumos și așa, în casă e cald și miroase a cozonac, iar gazdele mele sunt gătite de mare sărbătoare. Tradiția asta a bradului a rămas în continuare, cum nu știu, o fi rămas și tradiția asta cu îmbrăcatul în straie tradiționale. Acum eu chiar m-am bucurat să vă văd pe amândoi îmbrăcați așa, ca la carte, cum probabil s-o fi îmbrăcat lumea pe aici pe vremuri. Nu știu, se mai păstrează tradiția asta? Se mai păstrează în special în zilele de sărbătoare sau în duminicile cu sărbători mai importante, atunci când oamenii merg la biserică. Da, a fost o perioadă, așa cum spuneau și colindătorii noștri, după Revoluție, când oamenii au cam uitat de tradiții. Sau au vrut să uite, sau trebuia vrut să ne adaptăm uite, la da, tot ce exact. Era nou. Nu? Vreau să descopere tradițiile occidentale, dar încet, încet au început să se întoarcă la rădăcini și să redescopere tradițiile păstrate de generații. Vă mai îmbrăcați așa când e vreun eveniment? Da, sau... la evenimente, da. Da? Astea sunt ale noastre personale. A, nu, serios? Nu sunt chiriate, da? Deci nu sunt recuzită, nu, cum s-ar spune. Mi se pare normal. Aici ne desfășurăm activitatea, aici muncim, e normal să avem și... Ce echipamentul. Da. Și ăsta e echipament tradițional de țara Hațegului. Am remarcat culorile astea, alb-negru, nu? Da, păi teoretic zona Hațegului, zona țării Hațegului se încadrează din punct de vedere folcloric, etnografic în zona mărginimii Sibiului. Chiar, deci costumele seamănă, sunt da, da, da. Asemănătoare, culorile specifice sunt alb și negru, sunt costume simple, costume de lucru. Și influența asta se pare că vine de la faptul că erau foarte mulți ciobani din zona Sibiului care veneau în transcumanță cu oile către retezat, au
rezultat familiei mixte și au împrumutat obiceiurile, inclusiv costumele populare. Însă țara Hațecului e o zonă aparte, pentru că se află la confluența între Oltenia și Banat și atunci sunt comune care sunt mai aproape de Banat, de exemplu, și asta se simte și în costumele populare. Adică apar elemente, da? Elemente colorit, paiete, galbeni, salbe cu galben de aur la gât, sau elemente din zona imediat apropiată a ținutului pădurenilor. Astea sunt specifice comunelor Densuș și Răchitova. Pe costumul popular, pe costumul popular apar elemente de roșu, pentru că roșu este culoarea specifică pădurenilor. Și bineînțeles că în satele din apropierea Olteniei, de către Valea Jiului, se simt influențele momârlanilor, dar și ale costumelor din Gorj, Oltenia de sub munte. Ce fain. Important e că se păstrează aici tradiția, cu cât de multe influențe ar fi ea. Mulțumesc tare mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o să petrec aici Crăciunul împreună cu voi. Și clar, ăsta e un loc unde e musai să vii de Crăciun și nu numai, și pentru tradiții, și pentru bucate, și mai ales pentru oameni. Dar cred că asta mai zis ceva deja de multe ori. Ne mai vedem și alte dată cu siguranță, cât de curând, în țara Hațegului și pe alte drumuri aproape.